Valentine's Day a fost o zi deosebită pentru îndrăgostiții din Sinaia. Zeci de cupluri de toate vârstele au petrecut într-un club din oraș, unde distracția a fost la maxim. Au dansat, au făcut karaoke în cuplu și s-au întrecut în declarații de dragoste făcute partenerilor. Acum îți spun în fața acestor tineri, din nou te iubesc mult, cu dragoste. Cuplurile au sărbătorit dragostea și au arătat că dragostea este frumoasă, indiferent de vârstă. Dacă cei trecuți de prima tinerețe și-au amintit cu plăcere de iubirea de o viață, cei mai tineri au făcut promisiuni de dragoste eternă. Deci după 25 de ani, iubirea noastră este mult mai mare, deci ne înțelegem mult mai bine și suntem mult mai afectați unul față de altul. Ana Maria, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Deci este pentru prima dată când noi ne-am întâlnit la un Valentine's Day și am zis să-i fac o surpriză în seara asta alături de prietenii noștri. Foarte bine, foarte frumos, ne distrăm, ne simțim bine și e foarte bine. Și ne iubim, cel mai important. Ne bucurăm foarte mult că suntem împreună cu toți prietenii, foarte mulți tineri. Și sperăm ca pe viitor să fim cât mai uniți, cât mai, să ne distrăm cât mai mult. Că ce să facem? Suntem tineri și trebuie, nu? Să ne distrăm. Da, noi sărbătorim zilnic. Nu există zi să nu ne spunem că ne iubim. Vreau să fac de cel mai frumos dar care mi-a fost oferit. Și vreau să-i mulțumesc pentru că este alături de mine. Și îi promit pe viitor că nu o să o dezamăgesc niciodată și poate să aibă încredere în mine pentru că i-am dovedit și în continuare o să dovedesc. Printre invitați a aflat și edilul orașului care a sărbătorit Valentine's Day alături de sineieni. Un prilej de a ne distra, de a ne aminti că trebuie să ne iubim, să fim fericiți și mă bucur foarte mult că sunt foarte mulți sineni din toate zonele din oraș în această seară alături de noi și după cum vedeți, petrecerea este incendiară. Măi, nu știu, oamenii au aplaudat acum, nu știu dacă din complezență sau chiar le-a plăcut ce am cântat. Mie îmi place câteodată să cânt. Destul de rar, dar o fac câteodată. Cuplurile care nu au sărbătorit Valentine's Day mai au o șansă să-și declare iubirea peste doar o săptămână, când în tradiția românească se sărbătorește dragobetele.